Uitați-vă cum se numește magazinul ăsta, las fierbinți. E fresh. Da, de grapefruit. Gustul copilăriei sau al sărăciei. Mai sărăcie. Făina, da chiar, cât e un kilogram de făină și un kilogram de mălai? Corn magic. Uite, uite, frate. Corn cu glazură. Mamă, asta de mici, iau de la... Mici. Bună dimineața, astăzi vreau să fac un clip filmat cu telefonul, pentru că acolo unde vreau să filmez eu nu o să-mi permită să bag ta camera și să filmez eu produsele. Ce facem în clipul de astăzi? Mergem într-un magazin românesc să vedeți cum sunt magazinele românești aici în Londra. Bineînțeles, merg cu Andreea. Andreea este în spatele camerei și ne îndreptăm acum către minunatul magazin. Ce era să uit? Foarte important, magazinul se află în zona Walthamstow, este în estul Londrei, este o zonă plină de români și sunt mai multe magazine românești, dar noi mergem la unul care se numește Gospodina. Hai să fim și noi gospodini. Ia zi, de ce mergem la magazin? Mergem la magazin că ne-am promis anul ăsta să facem și noi ouă de Paște, pentru că anul trecut nu am mai găsit vopsea de ouă, că am fost, cred că 2-3 zile înainte, am venit la magazin și nu mai erau, era tot produs. Și cum ni se întâmplă mereu, pentru că nu mergem des la un magazin românesc, am zis, bă, să luăm 2 rucsași cu noi, pentru că poate cumpărăm. Și am zis, nu, luăm... doar unul, că noi luăm doar vopsea de ouă. Și ghiciți ce... Cred că o să luăm o grămadă de produse, pentru că așa facem mereu. Ne e și foame acum. Da, nu merge niciodată la cumpărături când vă e foame. Să vlog, să începem. Haide. Și pentru că suntem în estul Londrei și sunt o grămadă de români, uitați-vă cum se numește magazinul ăsta pentru șișa și pentru vape-uri. Las fierbinți. Hai să găsim magazinul românesc. Este exact în fața noastră, se numește Gospodina. Este evident, e și steagul României în acel logo, sau nu știu, pe acel panou publicitar. Și haideți să intrăm, să vedem ce găsim noi acolo românesc. E foarte fresh. Da, de grapefruit. Gustul copilăriei sau al sărăciei, mai bine. Sărăcie? Nu, asta de grapefruit e foarte da. Bun. Iau 4? Ia. Yeah. Și că există și... la nu două ghiozdane, că în cap înțeleg. Da. Nu există la... uite că sunt și la sticlă. Sticlă de ale mari. Uite, Pepsi cu lămâie, cum bei tu. Da. Aici nu se găsește. Pepsi au băgat cu acum cola cu lămâie. Dar nu e atât de bună ca acasă. Hai să vedem. După ce mă uit, după... A, uite-te pe ăsta, corn magic. Uite-te, corn cu glazură. Da. Dar eu vreau un magic de ăsta. Vrei de la? Da. De cu... Întotdeauna mă ia burta de la așa ceva, dar mănânc. Sunt bune. Da. Uite, Eugenie, nu vine să cred. Și ce sunt astea cu roz? Că nu prea... A, tot cu lapte tot și cacao. Tot cu lapte. De copii. Pufulețe acolo, uite-le aici, da. Cu farine. O, avem astea. Și cu farine. Vezi? Da. Nu știu, două de astea? Uite la pahar așa. Și la pahar. Sau puteți să la... Uite cât e de mare. Și ce vrei, să le dai pe înapoi și să le... Da. Nu? Ok. Să le falete. Uite, Viva. Viva. Și ăla ești nebun. Mai știi când mâncai când era mică? Da, da. N-am mai mâncat de mult. Dar nu-i chiar atât de și bun. Și semințele astea uh-huh. Sărate. Astea sărate. Iau două de-astea. Ok, deci trebuie să dau cu aspiratorul că în 3 la zile. La cum mănânc eu în da. Pat. E clar. Și aici? Ce zici? Și aici. Uite. Ce ai? De asta îl mâncam cu lingurița. Da. Nu mai așteptam să-l fac ceai, îl luam direct cu lingurița acasă. Sau îl punea și îl punea sticle de la 2 litri. Da. Aveai suc,
Și acum facem o pauză de la vlog pentru a vă reaminti că dacă vreți să mă susțineți, puteți da abonare la canalul meu de YouTube și, foarte important, trebuie să activați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez. Vă reamintesc că e complet gratuit și nu costă niciun ban ca să vă abonați. În același timp puteți da un like, asta mă motivează să filmez vloguri noi, să vin în fața voastră cu clipuri cât mai noi. Iar dacă vreți să faceți o completare, puteți lăsa un comentariu. Astfel putem crește comunitatea canalului din ce în ce mai mult. Vă mulțumesc! Am o de-asta de mici, iau de-asta de la... Mici, mici! Expiră în 12. Okay. Știi că data trecută am luat și expiră în 2 săptămâni. Și ce mai avem aici? Creier de porc, cocoșel de pădure. Da, noi venim des aici. Noi venim des. Venim de Crăciun și de Paște, să ne luăm niște mici, atâta tot. Nu vă gândiți că bate magazinul ăsta românesc. Uite cărnați ăștia proaspeți. Iau un ăsta? Ideea este că eu, de exemplu, la creme, știi, nu prea am încredere în ei. Nu că n-ar fi bun. Adică nu că... Cum ei nu sunt foarte sănătoși, ci cum sunt transportați aici, pentru că eu nu cred că din România au ei les frigorifice. Hai că pătim de iarnă, e totul ok, dar pătim de vară. Există și tobă, dar în trecut când am luat, din nou nu am fost foarte ok la stomac, așa că nu mai am. Alex, vreau pe ziua 5. În câteva zile. Da, în câteva zile. Da. Trebuie să fiți foarte atenți când cumpărați după la magazin românesc, că unele expiră. De care îmi luam eu? Oțet sau? Și că ăla din ăștia deja că au fost bun. În oțet trebuie să-ți iei. Că străvezi în oțet, uite aici. Nu, dar nu cred că sara. Cred că se știe. Nu se ia? Nu cred că se știe. Așa sunt sara în mână. Încerc pe ăștia. În saramură? Nu, no, în oțet. În oțet? Da. Sigur? Și întrebare. Vrei o scăriță la ceaul? Ah, dar chiar... Sau o costiță? Ce mâncam noi de obicei? Tocane. Da, nu și nu au? Interesant. Scăriță, cred că asta este. Ia, ce conține ea? Coastă de porc afumată, coastă de porc, coastă de porc. Ok, și am să văd și ce e asta. Uite aici, nu, sunt ăștia. Ăștia sunt? Da. Cozonaci. Cozonaci. De care e? De lucru și cacao. Iau cu rahat cu ciulon. Cacao. Știi ce n-am zis noi? N-am zis prețurile. Trebuia și prețurile să le zice. Asta e ultima casă. Da, dacă te uiți... Da, avem o problemă de ciocolată cu rom și nuci. Da. Și asta ce este? Ce este? Dacă mi-e dat mâna. Nuci și cireșe nu vezi. Noi, de fapt, am venit aici să luăm vopsea de ouă. Că la plecare, ce am zis? Să luăm 2 rucsaci ca da. Să... ne aducem mâncarea și am zis nu, că luăm doar vopsea de ouă. Și vopsea de ouă s-ar putea să nu găsim. Nu, e aici, în față, am văzut. Anul ăsta suntem norocoși, că am trecut, n-am găsit. Am trecut, n-am găsit. Nu știu, tu parcă știi. Câte ouă facem? 1, 2, iau 3 de astea și gata. Iau doar roșu. Ok. Asta de culoare de aici. Că le iau pe astea 3. Și vreau și niște de astea cu banane. Și dacă tot am început să filmăm cu telefonul, zic să terminăm vlogul cu telefonul, am ajuns acasă.
Și căutăm bonul acum, tot ne uităm de bon să vedem unde e și să ne dăm seama, uite aici. Aici. Să ne dăm seama cât am plătit. Cât a fost totalul? Totalul a fost de 49,15 lire. Mă gândeam ca lirele să le transform eu jos aici în lei, dar îmi ia ceva timp, așa că noi o să spunem de fapt cât ne-a costat în lire și faceți voi o transformare și vedeți dacă e mai ieftin ca acasă sau nu, dar cu siguranță nu e mai ieftin ca acasă. Nu are cum să fie mai ieftin. Da. Hai să vedem ce ne-am luat. Uitați asta, de obicei erau ambalate altfel. Sper să aibă același gust. E ciocolată de aia în formă de banană și cu gust de banană. Alea din copilărie care le mâncam. Exact, foarte, foarte. Și magicul meu. Cât am dat? Cât e un magic de ăsta? Cornul magic, dacă îmi dai o secundă, a fost 0,99. Adică o liră. Adică 5 lei și ceva. Și mă interesează și cozonacul. Hai să terminăm cu punguța asta. Cozonacul de la Boromir a fost 5,99. Adică undeva la 40 de lei, cam așa. Da, cam așa. Și mă apuc de ăsta? Da, da. O să e mai greu. Ok, ce îmi pare mie rău este că n-am găsit tochitură și am găsit scăriță. Sper să fie la fel de bună. Da, mâncăm cam o dată pe an o chestie de asta. Cele mai importante. Pentru asta am fost noi. Deci noi am fost doar pentru 3 plicuri. Care unul cred că e 30 de pi. Da, 39 de pi. Adică vreo 2 lei, cam așa. 2 lei ca impresia, da. Cam așa. Da, pentru asta am fost și uitați, ca asta ni se întâmplă mereu. Ce ne mai interesează pe noi? Făina, da chiar, cât e un kilogram de făină și un kilogram de mălai? Făina. Tai 2 secunde să-l găsesc. Mălaiul a fost 1,49. Ok. Iar făina, cum se numește? Raftul bunicii. Semințe, ciu. Da, ăștia nu au la fel de bună făină aici sau nu știm noi de care să luăm. Și în momentul în care am luat și am încercat să facem niște gogoși, n-au ieșit așa cum trebuiau să iasă. Și de asta mergem și cumpărăm câte un kilogram de făină care ne ajunge bine și la mălai, că nu mâncăm o mălică toată ziua. Și făina tot 1,49 a fost. Tot 1,49? Da. Ok. Deci vreo 7 lei. Avem aici Fruity Fresh. Da, ăștia nici nu știu de când au început să pună la să-l facă la cutie, pentru că eu știu că doar la nenorocirile de de sticle cu forma aia așa bulbucată așa, la gură așa erau. Da, erau sticlele alea mari de 2 litri, nu? Și da, și mai erau și la jumate. Și alea micuțe, da, da. Da, 0, nu știu, da, 0,33. Foarte mici erau. Și mici. Mici, cât costă mici ăștia? Mici aia. Și când îi facem? Trebuie să dezgheț mai întâi, m-a întrebat așa. Mici au fost 5,99. Ok, deci e vreo 6 lire. Da, cam acolo. Până în 40 de lei. Da, astea sunt. Bine, ne-am mai luat un salam săsesc. Din când în când v-am zis, când ne taie pe noi pofta, nu mergem des. Și cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Și rugați-vă de Andreea, pentru că ne-am uitat la niște bilete, dar bineînțeles, din cauza ei nu le-am luat încă. Poate mai mergem într-un loc, 2 locuri, 3 locuri, filmăm ceva nou, dar depinde de Andreea dacă își dorește sau nu. Da. Exact, asta era problema. I se par biletele cam scumpe. Disponibilitatea este problema. Da, vă mulțumim că v-ați uitat la acest vlog scurt și cu telefonul. Nu e de o calitate așa cum v-am învățat. Dați și voi un subscribe, un clopoțel, urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și ne vedem data viitoare. Pa, pa!